Codul rutier modificat ar putea să-i oblige pe șoferii începători să fie însoțiți la deplasările pe timp de noapte de o persoană adultă ce deține permis de 5 ani. Majoritatea participanților la trafic consideră că ideea este de bun augur, iar în țări precum Statele Unite ale Americii, această idee a fost implementată cu ani în urmă. Cei care au permis de mai puțin de un an nu vor avea voie să conducă microbuze sau camioane cu remorci. E foarte bine. Da, pentru că n-au experiență, una, două, oboseala lor, păi, prinde mai repede, eu zic că e bine. Foarte tare, prinde experiență, super. Mi se pare normal, pentru că, în primul rând, școala care se face la noi nu e chiar bună. V-ați confruntat cu probleme în trafic din cauza șoferilor începători? De nenumărate ori, da. De foarte multe ori. Există totuși și șoferi care nu văd cu ochii buni o asemenea inițiativă adoptată în comisiile parlamentare. Nu știu ce să zic, e aiurea. Ce e asta? Păi mai bine nu-i mai dă permis când trebuie, dă-i peste, nu știu, dă-i direct. Păi, nu știu, nu-i mai dat de începător, ce e asta? Iau permis și umblu cu însoțitor. În România, aproximativ o treime din accidentele grave sunt produse de șoferii cu vârste cuprinse între 18 și 25 de ani. În țări precum Germania, Italia, Statele Unite și Canada, șoferii începători sunt nevoiți să aibă în dreapta lor un însoțitor ori de câte ori se urcă la volan.